Monsieur le directeur, mesdames, messieurs les professeurs, chers invités, chers étudiants, j'ai le privilège, cette année aussi, d'ouvrir les travaux de la troisième édition d'un événement scientifique qui est devenu déjà une tradition de notre faculté et qui, j'ose dire, représente un moment qui marque... Timp de 10 ani a fost decanul Facultății de Drept și care a contribuit la înființarea Colegiului Franco-Român și care s-a înființat în 1995. Ambasada Franței exprimă și ea omagiile sale pentru memoria domnului profesor.
am militat pentru o francofonie puternică în domeniul juridic, domnul profesor Stoica, doamna vicedecan, domnul Vlad Constantinescu. Îmi face plăcere să vă regăsesc aici. Am putea crede că intrarea României în Uniunea Europeană și ponderea dreptului anglosaxon vor schimba lucrurile, dar nu a fost așa. Această cooperare juridică este foarte dinamică. Colegiul Franco-Român are 250 de studenți pe an, avocați, magistrați, oameni de afaceri, specialiști în dreptul european. Este vorba despre o dinamică care se axează pe dinamica profesorilor și studenților români care participă la și la studii de documentare în Franța și pe care mai întâi întâmpinăm aici în România Asociația Franco-Română a Juriștilor, pe care o salutăm și la Institutul Francez în mod periodic, activitatea magistratului de legătură și atașatul ambasadei Franței în acest domeniu, care are o activitate excepțională. Putem vorbi despre o activitate franco-română în domeniul dreptului foarte dinamică. Am inaugurat acum 2 săptămâni sala de audiții pentru minori, pentru a da cuvântul minorilor, copiilor. Și această sală de audieri a avut un mare succes datorită sprijinului juriștilor francezi, 80 la număr, care au venit la București în 2015 și 2016. Această cooperare a putut să fie mereu dinamică. Conferința aceasta este la a treia ediție și este o nouă dovadă a utilității schimbului de informații și de opinii între Franța și România în domeniul dreptului european. Mari specialiști din cele două țări fac să progreseze această știință. Și răspunde unul dintre principalele obiective, și anume cooperarea franco-română în domeniul juridic. Aceasta permite ambelor țări să progreseze împreună în context european. Această cooperare are o dimensiune specială astăzi, în contextul în care România va avea pentru prima oară președinția Consiliului European și se va ocupa de coeziunea Uniunii Europene. Și vom vedea care va fi opțiunea britanicilor în curând în ce privește rămânerea sau ieșirea din UE. Legăturile dintre țările noastre se situează la opusul disensiunilor pe care le constatăm în momentul de față în Uniunea Europeană și sperăm că schimburile vor continua pe aceeași cale. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnule director, vă mulțumim mult pentru aceste cuvinte. Fără a întârzia, cred că putem să începem dezbaterile, prima secțiune a acestei conferințe, cu privire la o problemă de actualitate și anume efectele deciziilor prejudiciale pronunțate. O invit pe doamna profesoară Arrigo să ne facă o introducere în acest subiect. Vă rugăm, doamnă. Mulțumesc mult. Vreau să-mi exprim și eu bucuria de a fi aici. Vreau să mulțumesc pentru această inițiativă care se află la a treia ediție. Intervenția mea va lua forma unui memento.
De vreo două sesiuni ne ocupăm de mecanismul prejudicial. Este un mecanism emblematic destinat rezolvării unei contradicții inerente sistemului juridic din Uniune. Veți vedea imediat când este vorba despre judecătorul național și judecătorul de drept comun. Este o contradicție simplă, trebuie găsită calea între ierarhia normativă care caracterizează dreptul Uniune, adică principiul primatului acestui drept, și jurisdicția centralizată și jurisdicțiile descentralizate, adică cele din diversele state membre. Din acest punct de vedere, am subliniat deja caracteristicile originale ale procedurii. Nu este o procedură consultativă, ci una incidentă care poate întrerupe derularea unui proces în fața instanței și care duce la o pronunțare din partea curții. Este o procedură obiectivă, necontencioasă, care exprimă cooperare de la judecător la judecător și de aceea este vorba despre o trimitere și nu la un recurs, așa cum se numește în mod greșit în unele lucrări. Ați înțeles că această procedură are o complexitate suplimentară. Este o cale de drept care este duală și mixtă în finalitatea sa, pentru că procesul are caracter unic și are ambiția de a limpezi interpretarea dreptului european și de a permite, de a repune în discuție diversele valabilități ale normelor dreptului derivat. În ceea ce am văzut în sesiunile precedente, am dat unele indicații cu privire la declanșarea acestei proceduri în trei acte și pentru declanșarea procedurii judiciale trebuie să precizăm că elementul esențial este aceea de a ști cine este judecătorul național. Acesta este cel desemnat ca atare de către dreptul național, dar pentru a evita diferențele în geometria noțiunii, Curtea de Justiție a realizat un criteriu inclusiv pentru a permite unor jurisdicții să pună întrebări prejudiciale pentru a putea da unor instanțe calitatea de jurisdicții. Posterior, acest criteriu a fost completat de unul funcțional. Oare un organism care are toate aceste caracteristici să exercite o funcțiune jurisdicțională? Adică să aibă misiunea de a tranșa un litigiu. În mod normal, competența judecătorului național este deplină. Judecătorul național, care cunoaște cadrul litigiului său, este în cea mai bună poziție de a aprecia posibilitatea de a pune o întrebare. Această primă formulă determina jurisdicțiile naționale să pună întrebări. Curtea de Justiție a devenit mai riguroasă cu întrebările care i-au parvenit și a elaborat o doctrină în materie de întrebări prejudiciale. Oare judecătorul național să dea curții elementele de drept care să-i permită să aprecieze în mod concret necesitatea și de a furniza un răspuns util judecătorilor naționali? Una din dificultățile trimiterii prejudiciale, aici curtea a fost creativă,
a făcut distinția din tratat între facultăți și obligația de a trimite la Curtea de Justiție și soluția aleasă este una rațională pentru a respecta absența ierarhiilor între jurisdicția națională și jurisdicția Uniunii. Deci judecătorul poate pune o întrebare, fie că este o jurisdicție supremă sau un judecător care decide primul recurs, acesta poate pune o întrebare. Soluția națională nu trebuie să fie contrară uniformității aplicării dreptului Uniunii. Curtea a procedat cu o mișcare dublă, făcând mai suplă obligația judecătorului de a sesiza dacă problema a fost rezolvată, dacă nu este util să se pună întrebarea, dacă întrebarea este recurentă. Deci are obligația de a sesiza cu condiția aplicării soluțiilor care se degajă din activitatea curții. Ați înțeles că este vorba despre a se pronunța asupra normelor Uniune, dacă acestea sunt conforme sub aspectul legalității. Și în afacerea Frost, Curtea a decis că judecătorul național trebuia să pună întrebări dacă avea dubii. Deci controlul de legalitate, de valabilitate devine un monopol al curții. Curtea a introdus o clauză care spune că un solicitant, un reclamant are dreptul de a pune problema valabilității. În sfârșit am văzut că procedura în fața instanței, actul 2, ceea ce făcea curtea, aprecierea valabilității, acestea sunt elemente fundamental diferite. Pe de o parte este vorba despre limpezirea actului, pe de altă parte de a judeca un act de drept derivat pentru a vedea dacă respectă legalitatea internă, legalitatea externă și așa mai departe. Am văzut că n-am putut ajunge la o problemă care mi se pare o întrebare esențială pentru judecătorul național și pentru eficacitatea procedurii, anume efectele deciziilor prejudiciale. Efectele acestor hotărâri ar merita să repunem pe masa discuțiilor această problemă la întâlnirea noastră, pentru că veți vedea efectele deciziilor prejudiciale. Un foarte bun jurist al dreptului intern vă va spune că aceste decizii nu permit extrapolarea efectelor hotărârilor prejudiciale. Deci, în această privință, avem două unghiuri de atac. Domnul Constantinescu ne va vorbi despre autoritatea hotărârilor prejudiciale, domnul Simon ne va vorbi despre efectul în timp al acestor decizii, o problemă foarte recurentă în jurisprudența prejudicială, și în sfârșit vom termina. Anul viitor vom vorbi mai mult despre trimiterea prejudicială.
Deci, în sfârșit, vom vorbi despre libertățile judecătorului român în aplicarea hotărârilor prejudiciale ale Curții Europene de Justiție. Vă mulțumesc, doamnă profesor, pentru această introducere. Și pentru că am intrat deja în subiect, dau cuvântul domnului profesor Vlad Constantinescu, care să ne vorbească despre autoritatea hotărârilor pronunțate cu efect prejudicial. Mulțumesc mult, doamnă. Vreau la începutul intervenției mele să mă asociez omagiului care a fost adus colegului nostru, Viorel Ciobanu, a cărui dispariție ne îndurerează. Este un maestru de necontestat în dreptul civil, care își lasă amprenta asupra acestei facultăți și vreau să amintesc domnului profesor Simon că am primit titlul de doctor honoris causa și de aceea suferim pentru pierderea colegului nostru. De aceea vreau să mulțumesc și domnului coleg Stoica, care își consacră energia pentru a anima această conferință de drept european. Subiectul pe care vreau să-l abordez într-un timp limitat este subiectul autorității hotărârilor pronunțate cu efect prejudicial. Este o chestiune foarte complexă care nu se poate epuiza. Nu pentru că este complexă, ci pentru că, la fel, colegul meu, Denis Simon, va vorbi despre efectele în timp și mai târziu vom vorbi despre chestiunea destul de complexă, despre ce se întâmplă cu actele administrative sau jurisdicționale care au un caracter definitiv și care pot să fie revizuite printr-o hotărâre care are titlul de interpretare, care vine după aceea, posterior. Ce se întâmplă, deci, cu deciziile definitive? Iată subiectul examinării noastre și al expunerii noastre. Aș vrea să vă reamintesc, dar știți deja acest lucru, că articolul 267 al Tratatului de Înființare a Uniunii Europene, care vorbește despre caracteristicile cererii preliminare, nu vorbește despre autoritatea deciziilor preliminare. Oricum, autorii acestui tratat nu au vorbit despre autoritatea acestor decizii preliminare. Dacă însă privim regulamentul de procedură al curții, aflăm în articolul 91 că această hotărâre are un efect obligatoriu ca și o ordonanță. Așa, acest lucru îl cunoaștem despre toate hotărârile Curții Europene de Justiție. Nu vorbim de o situație singulară a deciziei preliminare. Atunci mă întreb, care este metoda cea mai bună pentru a aprecia autorității deciziilor preliminare pronunțate de curte? În primul rând, ne gândim că această chestiune nu diferă cu mult de o chestiune de drept intern. Când ne întrebăm cu privire la autoritatea unei hotărâri pronunțate de o instanță X sau Y, problema de autoritate își găsește locul în ordinea judecătorească a instanțelor, având în vedere de nivelul la care se situează o instanță, dacă e vorba de o curte de apel, de una de casație, și vorbim de o serie de parametri în acest sens. De asemenea, ne putem gândi
că putem apela la res judicata, vechiul adagiu din dreptul roman. Dar, dincolo de acest principiu res judicata, dreptul roman nu spune res judicata juritas est, ci spune că are reputația de adevăr. Deci aici suntem deci undeva pe domeniul prezumției. Nu știm dacă această prezumție este absolută de iure sau este o prezumție simplă care suportă adagiul până la proba contrarie. De aceea putem să spunem sau să fim tentați să spunem că există o opțiune între două posibilități. Fie această hotărâre are o autoritate relativă pentru că se impune părților implicate în litigiu, fie autoritatea acestei hotărâri este o autoritate absolută, erga omnes, și prin urmare se aplică pe ansamblul conflictelor, litigiilor care pun în cauză sau se bazează pe aceleași norme ca cele asupra cărora a statuat, s-a pronunțat judecătorul. Deci vorbim de acest conflict între autoritatea relativă și cea absolută. Și trebuie să ne gândim care anume alternativă se aplică cererii de deciziei preliminare. Doamna profesor Henrigault deja a vorbit de specificitatea cererii de decizie preliminară. Este o procedură între judecători, unde părțile implicate în litigiu nu mai acționează niciun fel. Este o legătură de la judecător la judecător. O procedură care trebuie să permită judecătorului național, după ce Curtea Europeană se pronunță, să rezolve un litigiu principal, real, concret, pe care îl are în fața sa. Această procedură, și doamna profesor Rigaud deja a amintit acest lucru, o procedură care trebuie să garanteze uniformitatea dreptului originar și derivat pentru a-i asigura coerența, unitatea în aplicarea sa în toate statele membre. Vedem prin urmare că aceste caracteristici ale cererii de decizie preliminară nu se pretează prea bine întrebării privind autoritatea în sensul ei clasic, sau adică dacă are efect, vorbim de un efect relativ sau absolut. Pentru a fi un pic mai clari, aș vrea să vă propun să ne întrebăm cu privire la efectele deciziei preliminare asupra judecătorului care a trimis Curții Europene această cerere de interpretare sau de apreciere a validității. Și după aceea ne vom opri asupra autorității deciziei preliminare, asupra altor judecători decât cel care a trimis această cerere. Să zicem că un judecător național slovac trimite o întrebare și în ce măsură răspunsul, decizia preliminară se aplică unui judecător francez, român și așa mai departe. Iar în final o să mă concentrez la răspunsul cu privire la autoritatea hotărârilor pronunțate cu efect prejudicial. Deci, întâi să ne referim la judecătorul care a trimis această cerere de decizie preliminară curții. Știm că există două căi de sesizare a curții, cererea de interpretare și apoi cererea privind aprecierea validității, unde este vorba despre întrebarea asupra hotărârilor sau deciziilor luate de autoritățile europene. În primul rând, pornim de la decizia de interpretare sau cererea de interpretare. Judecătorul european
trebuie să interpreteze un anumit text și are un efect obligatoriu decizia preliminară care se impune judecătorului național, care a cerut curții o interpretare. Iar judecătorul trebuie să aplice decizia preliminară în conflictul principal pe care l-a sesizat. Deci, judecătorul național este ținut de interpretarea oferită de curte. Totuși, există o anumită libertate și aceasta nu este neglijabilă. Judecătorul național poate să estimeze că, ținând cont de interpretarea dreptului național dată de curte, norma interpretată nu este utilă pentru soluționarea litigiului. Prin urmare, în lipsă de pertinență, va îndepărta această interpretare a curții, pentru că pentru el asta înseamnă că norma devine fără interes pentru soluționarea litigiului principal. Prin urmare, va îndepărta această normă din soluționarea litigiului principal. Însă, același judecător poate avea dificultăți de înțelegere, de comprehensiune și de chiar de aplicare a deciziei de interpretare a curții. Deci, încă o dată, judecătorul poate să sezizeze curtea cerându-i noi elemente de apreciere, oferindu-i noi elemente de care ar putea să ducă la o interpretare ulterioară. În articolul 104 de procedură a curții găsim acest lucru. Deci, vedem că există, pe de o parte, un efect care se răsfrânge asupra judecătorului național, care trebuie să hotărească asupra litigiului principal, dar în momentul în care nu sunt suficiente clarificările, judecătorul național poate să trimită curții noi motive pentru a avea o nouă interpretare. În ceea ce privește aprecierea validității actelor, organelor, organismelor Uniunii, pot să apară două situații. În primul rând, curtea poate considera că actul pe care îl examinează este unul valabil. Nu există motive să se considere că acest act n-ar fi valabil. În acel moment, bineînțeles, judecătorul trebuie să țină cont de această hotărâre și să o aplice pentru a rezolva litigiul principal, dar în aceeași măsură poate să sesizeze încă o dată curtea, estimând că aceasta nu a examinat toate motivele de invaliditate care ar putea fi invocate și de aceea trimite o nouă cerere de decizie preliminară cu argumentație privind alte motive de invalidare. A doua posibilitate, curtea declară un anumit act al dreptului derivat al Uniunii ca fiind invalid. Acest act nu se poate aplica litigiului principal de către judecătorul național. Și atunci, ce autoritate are hotărârea care pronunță invaliditatea unui act de drept derivat? Este un recurs în anulare? Cu retroactiv? Este vorba de o nulitate absolută relativă? Sunt avocați care, când este vorba de o ilegalitate manifestă, gravă, putem să vorbim chiar de inexistența actului respectiv. Și am ajuns astfel într-o zonă care este un pic nesigură, incertă. Adică, curtea poate să pronunțe invaliditatea parțială a unui act. Și totuși,
când există ezitări în ceea ce privește autoritatea absolută și cea relativă, trebuie să știm că judecătorul național care a făcut această cerere de decizie preliminară poate, la rândul său, să sesizeze încă o dată curtea, nu pentru a-i cere să revină asupra declarației de invaliditate, dar poate pentru a preciza motivele și consecințele acestei lipse de valabilitate pronunțată și constatată. Și ajungem la cel de-al doilea punct. Autoritatea hotărârii deciziei preliminare asupra altor judecători din statul membru sau din alte state membre. Și aici fac aceeași împărțire între interpretare și hotărârea privind valabilitatea. Dacă vorbim de interpretare, aceasta are autoritatea faptului interpretat. Iar această interpretare, se spune, va face într-un fel parte din normă, se va integra în norma interpretată de acum înainte. Orice instanță de acum înainte va trebui să citească norma respectivă purtând, metaforic vorbind, ochelarii Curții Europene de Justiție. Această autoritate a lucrului interpretat va dobândi până la urmă aceeași autoritate ca și normă. Astfel, această interpretare se va impune în toate instanțele din statele membre, nu doar asupra instanței care a sesizat sau care a trimis această cerere de interpretare. Vorbim de judecătorul de la o curte de apel sau curte de casație, care este ținut de interpretarea dată de curte. Dar se pot aduce unele corecții. Un alt judecător național decât cel care și-a exercitat dreptul de a face o cerere de decizie preliminară poate să sesizeze încă o dată la rândul său Curtea de Justiție pentru a primi o interpretare dacă are dificultăți de înțelegere sau de aplicare a hotărârii interpretative. Acesta poate să pună o nouă întrebare privind chestiunile de drept sau să trimită un nou element de interpretare, ceea ce ar putea duce la o interpretare diferită din partea curții. Avem o hotărâre din 8 noiembrie din Wünscher 88-89. Deci, dacă curtea este sesizată încă o dată de către o altă instanță decât cea care a făcut prima sesizare, se poate produce, pot apărea trei ipoteze. 1. Curtea poate să trimită printr-o ordonanță la hotărârea anterioară. Apoi, curtea poate să emită o hotărâre cu noi motive pentru a schimba interpretarea și să dea același răspuns printr-o hotărâre și nu printr-o ordonanță. Și curtea, mai rar, poate să modifice propria jurisprudență prin hotărâre de interpretare. În ceea ce privește aprecierea validității, aici avem două soluții. Fie curtea declară actul valid, valabil, ceea ce înseamnă că toate instanțele trebuie să aplice acest fapt pentru dacă se găsesc în aceeași situație. Și trebuie să aplice hotărârea respectivă în orice contencios care le este adus în atenție. Dar și aici mai avem și posibilitatea ca alte instanțe să sesizeze curtea pentru alte motive care duc spre invaliditate,
alte motive decât cele care au dus la prima decizie, astfel încât să facă ca curtea să schimbe jurisprudența anterioară. Există o a doua posibilitate, invaliditatea actului respectiv. Și atunci, orice judecător din statele membre trebuie să îndepărteze aplicarea acestui act. Și trebuie să facă acest lucru în orice litigiu care privește actul declarat ca nefiind valabil de către curte. Dar aici vorbim de asemenea despre competența privind invocarea validității prin motive suplimentare. Asta înseamnă că o instanță poate să ridice încă o dată o cerere, să trimită încă o cerere de decizie preliminară în anumite limite. Deci, pentru a încheia, cum putem să apreciem, ca urmare a acestui rezumat, autoritatea unei decizii preliminare? Dacă ne gândim la erga omnes inter partes, cele două categorii mari. Și dacă ne gândim la specificitatea cererii de decizie preliminară, pentru că aceste hotărâri nu intră exact în niciuna din cele două categorii. Dacă vorbim de inter partes, vorbim de părțile dintr-un litigiu principal. Ori aici avem o procedură între judecători. În același timp, există un efect care depășește părțile din litigiu, pentru că se adresează tuturor celorlalte instanțe. Atunci, vorbim de un efect erga omnes, da, dar toate instanțele pot încă o dată să sezizeze curtea, deci ceea ce este contrar efectului erga omnes. Această dihotomie erga omnes inter partes nu funcționează foarte bine și nu este foarte adecvată, ceea ce ne obligă să schimbăm pur și simplu paradigma. Când nu funcționează o paradigmă, este un semn că această paradigmă nu este adaptată realității și că trebuie schimbată. Și în acest sens, mă gândesc că trebuie să nu ne referim la sistemele noastre de drept continental, romano-germanice, ci că ar trebui să ne întoarcem mai ales la common law. Și că trebuie să mergem pe regula precedentului pentru a înțelege foarte bine ce este această regulă de decizie preliminară. Este o regulă a precedentului. Un lucru la care se referă acel articol din Libera Mecorum pe care vi-l recomand cu căldură. Să-l citiți pentru că el vorbește despre rolul precedentului în jurisprudența Curții Europene de a Uniunii Europene. Deci, vorbind despre sistemul common law, ne aducem aminte că acesta funcționează în jurul acestei fraze în latină: stare decisis circa non movere, adică judecătorul trebuie să se refere la ceea ce s-a hotărât înainte și nu trebuie să modifice ceea ce există. Cred că aici am găsit cheia interpretării care ne permite să înțelegem care este autoritatea cererii de decizie preliminară, a deciziei preliminare. Vorbim de un precedent, de un precedent care leagă jurisdicția care face cererea și celelalte instanțe care se găsesc în fața aceleași probleme care trebuie interpretată. Aceste instanțe pot încă o dată să ceară confirmarea acestui precedent, adică să pună încă o dată întrebarea curții pentru apreciere, pentru
a vedea dacă acest precedent este confirmat sau în cele din urmă infirmat. Curtea de justiție nu este legată, nu este ținută de propriile sale precedente, așa cum se întâmplă în sistemul de common law, unde interpretarea dată de o instanță supremă nu este neapărat valabilă pentru acea instanță supremă, că poate reveni asupra ei. Iată deci două lucruri importante acum. Avem supleța combinată cu rigiditatea. Aceasta este cheia mecanismului cererii de decizie preliminară. Avem de-a face cu o rigiditate relativă corectată de o suplețe relativă. Și grație acestei combinații, suplețe corectată de rigiditate sau invers, rigiditate corectată prin suplețe, avem de-a face cu o procedură care dă satisfacție, în sensul că permite, pornind de la un dialog între judecători, deci de la o relație bilaterală, această procedură face posibilă un anumit multilateralism, o generalitate care poate să garanteze unitatea dreptului Uniunii Europene, și că, prin care judecătorii pot să retrimită alte cereri de decizie preliminară. Deci, găsesc acest echilibru foarte interesant, care permite, prin prisma precedentului din common law, care este mult mai bun decât autoritatea relativă sau absolută, să explice care este autoritatea hotărârii cu efect prejudicial. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule profesor, pentru această prezentare sintetică, dar și bogată în informații. Acum propun să păstrăm un interval de timp la sfârșitul fiecarei sesiuni pentru întrebări și răspunsuri, ca să fim eficienți. Acum îi dau cuvântul domnului profesor Denis Simon, care va vorbi despre efectele deciziilor prejudiciale. Mulțumesc, doamnă președintă. Ca și colegii mei, vreau să încep prin a exprima tristețea pe care o încerc în fața pierderii domnului profesor Ciobanu. Am întotdeauna sentimentul că fac parte din această familie a dumneavoastră și de aceea împărtășesc și tristețile și bucuriile facultății. Doamna vicedecan a vorbit despre tradiții. Se formează un obicei prin repetarea pentru a treia oară a acestui eveniment. Este un obicei înțelept și sper că sentimentul de obligativitate al întâlnirilor noastre se va repeta, astfel încât să simțim această obligație de a ne întâlni periodic. În ce privește deciziile prejudiciale, există un punct de plecare în această dezbatere care se referă la faptul că problema nu este efectul deciziilor Curții Europene sau ale mecanismului prejudicial. Când privim un pic literatura internă jurisdicțiilor, adică doctrina statelor membre în această privință, Curtea de Casație din Franța, jurisdicțiile constituționale din Germania, există o preocupare majoră, și anume cum să definim efectele hotărârilor prejudiciale. Convenția drepturilor omului, în special, vorbește despre jurisdicțiile care au sarcina de a apăra drepturile omului și de a adopta texte retroactive.
dar judecătorul spune ceea ce interzic legiuitorului, pot să-mi autorizez mie însumi o modificare de jurisprudență, nu aduce atingere dreptului justițiabililor și nu aduce atingere securității juridice. O modificare făcută de legiuitor în jurisprudență cu privire la retroactivitate se referă la nu face ce spun eu, face ce fac eu. Aceasta e dificultatea de a determina mecanismele complexe și despre care am vorbit în noiembrie anul trecut, chiar aici. Fiind vorba despre hotărârile prejudiciale, principiul este aproape același ca cel pe care îl cunoaștem în dreptul național, și anume principiul retroactivității decizii, sau cum a spus domnul profesor Constantinescu, efectul actului de la punctul de plecare. Fiind vorba despre hotărâri care privesc trimiterile prejudiciale, aceste hotărâri au un sens atribuit de Curtea de Justiție încă de la originea sa. Nu este o decizie care intervine după adoptarea actului și publicarea sa oficială, care stabilește pentru viitor sensul juridic, ci, cum a spus și profesorul Constantinescu, este încorporată în textul interpretat. Această poziție ar putea fi discutată din punct de vedere teoretic sau filozofic la capitolul interpretare. Nu voi face digresiuni prea lungi cu privire la teoria interpretării, dar suntem conștienți că analiza modernă a interpretării pune în discuție intenția autorului actului în momentul adoptării de către jurist legiuitor, că este vorba despre legiuitor sau despre autorul unui act individual. Teoria modernă a interpretării spune că judecătorul atribuie o normă interpretării și, atribuind acest sens, el se situează în momentul zero al aplicării normei. Adică în acel moment decizia cu privire la interpretare nu este retroactivă. Dar nu este poziția dominantă și raționamentul care susține definiția clasică a acestor decizii se axează pe retroactivitate. Sensul este cel care exista în normă la originea sa atunci când Curtea de Justiție va publica sau va stabili acest sens cu mai multă precizie. Apoi se poate face aprecierea valabilității, care, dacă ceva este născut, înseamnă că este legal, nu poți să fi născut și să nu fi. În toate sistemele noastre juridice, ilegalitatea este constatarea că actul era nevalabil în momentul adoptării. Efectul retroactiv al anulării sau al constatării valabilității se justifică și ajungem la ideea că efectul normal este efectul ex nunc. Dar în mod inevitabil avem problema securității juridice pe care tocmai am evocat-o,
inclusiv jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, ideea fiind aceea că aplicarea retroactivă a unei norme, a unei reguli, operatorul economic, justițiabilul, individul ar putea crede într-un moment determinat în valabilitatea unei anumite norme, dar faptul că în mod retroactiv spunem că acel ceva nu a existat niciodată, pe de o parte acesta este un risc foarte grav pentru securitatea juridică, pentru că face să anuleze toate raporturile de drept care funcționau pe baza dreptului considerat valabil. Deci anularea retroactivă 20 sau chiar 50 de ani de activitate juridică și în același timp în numele a ceea ce poate să apară ca ceva fix pentru operatorul economic și îi spunem nu, nu era valabil, era fals, să plecăm, repornim de la zero. În doctrina germană există această teorie, procedăm ca și cum. Procedăm ca și cum ceva nu a existat sau procedăm ca și cum ceva a însemnat întotdeauna asta. Și atunci justițiabilul nu mai înțelege ce îi se întâmplă. Jurisdicțiile naționale și Curtea Europeană au fost confruntate cu această problemă, anume ruptura brutală în viața juridică, se disociază dinainte, se refabrică, se reconstituie și e vorba despre o fabricare artificială. De ce să nu spunem, efectul în timp al deciziilor prejudiciale poate să moduleze, poate să limiteze, poate să găsească un echilibru între logica efectului ex tunc, care nu este contestabil, și protecția drepturilor justițiabililor. Asta a condus Curtea de Justiție să se pronunțe în privința unor hotărâri și asupra faptului că, în principiu, deciziile prejudiciale nu au efect retroactiv, dar judecătorul poate judeca de la un caz la altul asupra unei modulări a temporis ale efectelor deciziilor. Este întotdeauna necesar să facem distincția cu valabilitatea, fiind vorba de probleme prejudiciale. Trebuie să amintim actul din 8 aprilie, cu afacerea Sabena ca emblemă de jurisprudență și ca principiu jurisprudențial, această afacere, cazul Sabena, este în continuare valabil. A fost vorba despre un conflict între stewardese și stewardi, adică era vorba despre discriminare între bărbați și femei pe liniile aeriene. Și s-a vorbit despre principiul egalității între bărbați și femei, nu se foloseau principiile revizuirii și Curtea de Justiție în 2010 a spus că este ilegal să plătiți femeile stewardese mai puțin, cu salarii mai mici decât stewardii, decât bărbații. Asta vrea să spună pentru viitor că se asigură egalitatea. Între 1970 și 1990,
femeile trebuiau rambursate, adică stewardesele trebuiau compensate pentru această recuperare înmulțită cu 6 ani, ca să se respecte regulile dreptului Uniunii. Curtea a spus că asta ar fi provocat o bulversare considerabilă pentru operatorul economic, pentru că operatorul economic a făcut ce credea că este corect să facă. Apoi se introducea o incertitudine considerabilă. Consiliul a spus că se prevede egalitatea între bărbați și femei și că trebuia să se instituie un program care să elimine inegalitatea de drepturi dintre bărbați și femei, dar Consiliul a spus că aceasta nu era o prioritate pentru piața comună. Rezultatul a fost clar. Curtea de Justiție a spus cum există o certitudine juridică în privința dreptului aplicabil, riscul perturbării grave a raporturilor economice, retroactivitatea trebuie să fie limitată și decid că această hotărâre nu va produca efecte decât pentru viitor, începând cu data adoptării hotărârii, adică un efect ex nunc din acest moment. Nu voi intra în prea multe detalii, dar multe hotărâri ulterioare au conținut aceste detalii, și anume condițiile cumulative. Trebuie să existe o incertitudine juridică, adică justiciabilul de bună credință a acționat așa cum a crezut de cuvință, și trebuie ca incertitudinea să prezinte un anumit nivel de gravitate. Un bun jurist nu trebuie să observe eroarea interpretativă sau ilegalitatea. În jurisprudențele cunoscute, de exemplu, impozitarea zonelor franceze din străinătate, unde Curtea de Justiție a trebuit să constate că din 1968, încă din anii 60, Comisia a introdus o procedură precontencioasă deci putem crede că dacă Comisia nu a respectat acest tip de impozitare, regulile sunt conforme. După 30 de ani, Curtea a spus că taxa era ilegală, totdeauna a fost ilegală, dar autoritățile franceze nu au avut obligația să acorde compensații pentru toată această perioadă de impozitare ilegală, neconformă. Aceleași precizări sunt făcute pentru cealaltă condiție, și anume evaluarea tulburării grave, de naturării grave a raporturilor economice. Dacă am modifica această interpretare a textului în cauza Sabena, de exemplu, costurile ar putea fi foarte ridicate pentru finanțele publice ale statului. Dacă o instituție publică este cea care face subiectul unei interpretări greșite, în principiu, un simplu prejudiciu financiar pentru stat nu e suficient ca să-i permită limitarea în timp a hotărârii. Vom vorbi imediat și despre taxa românească în ce privește importul de autovehicule, de vehicule. Asta nu permite guvernului român să solicite limitarea în timp,
aboutissant chaque fois à un rejet systématique. A tot solicitat de acest lucru, dar Curtea de Justiție a respins sistematic această solicitare. Avem aceste două condiții care sunt explicitate în jurisprudența cazuistică. Limitarea în timp nu poate fi pronunțată decât în ipoteza în care decizia prejudicială ea însăși, adică cea interpretativă, prin care Curtea stabilește interpretarea unui text al dreptului Uniunii, acest text, el însuși, trebuie să pronunțe limitarea. Curtea de Justiție nu poate spune, fără alte precizări, că o decizie este retroactivă, adică după 10 ani să spune limităm hotărârea în timp. Nu. Deci jurisdicțiile naționale nu trebuie să mai solicite a posteriori ca o taxă declarată ilegală într-o hotărâre să facă obiectul unei noi hotărâri a curții, adică să apară o limitare care să provină din constatarea nevalabilității. Într-o decizie din 2015 se vorbește despre trimiterea cursii de apel de la Brașov. Voi mai adăuga că curtea a introdus o excepție la excepție. Adică principiul este în mod normal retroactivitatea și excepția este dacă condițiile sunt întrunite, curtea are posibilitatea să producă o hotărâre pentru viitor ex nunc, chiar dacă decizia nu produce un efect decât pentru viitor, pentru o anumită persoană poate avea efect retroactiv. Este paradoxal ca un justiciabil să obțină o interpretare care validează drepturile sale în litigiu, datorită căruia el câștigă procesul, dar pe de altă parte să-i spunem nu aveți niciun avantaj, câștigă procesul în fața judecătorului național, dar nu primește nicio compensare a prejudiciilor suferite. Deci curtea spune, dacă produc un efect numai pentru viitor, asta nu înseamnă pentru părțile în litigiu și nici pentru alți solicitanți care introduc un recurs înaintea pronunțării hotărârii sau o reclamație administrativă să beneficieze de retroactivitate, ceea ce bineînțeles că este logic în exercitarea dreptului și a protejării drepturilor justițiabililor. Descoperind interpretarea corectă a curții, el, acest justițiabil pierde procesul în fața instanței naționale. Este decizia Barber, de exemplu, în ce privește egalitatea dintre bărbați și femei la calcularea pensiei. Curtea de Justiție a operat o limitare în timp pentru că altfel ar fi dat faliment toate casele de pensii din toate statele membre. Femeile aveau aceleași drepturi la pensie ca și bărbații. Dar dacă se aplica stricto sensul, atunci toate casele de pensii dădeau faliment, așa că Curtea de Justiție a fost de acord cu limitarea în timp. S-a adoptat un protocol numit protocolul Barber, care reglementează efectele în timp. În ce privește hotărârile
prejudiciale. Principiile sunt aceleași, diferența este aceea că fundamentul limitării în timp este diferită când curtea se pronunță asupra nevalabilității unui act al Uniunii, prin analogie poate să folosească dispozițiile hotărârii în ce privește recursul în anulare. Articolul cu privire la recursul în anulare prevede posibilitatea de anulare parțială dacă actul e divizibil, iar curtea va considera că atunci când statuează pe baza articolului, elle pourra affecter à l'invalidité de l'acte de l'union. 107. Efectele în timp sunt aceleași cu cele în ce privește recursul în anulare. Avem o mică diferență de interpretare. Putem spune că actul este ilegal de la originea sa sau putem hotărâ că actul este nevalabil din momentul pronunțării actului. Poate diferi posterior în ce privește efectul anulării. De exemplu, anulez directiva ASMUS cu privire la libera circulație a profesorilor și studenților, dar din motive de formă pură, a fost o problemă de bucătărie internă, toată lumea a fost de acord asupra fondului directivei. Efectele acestei directive au fost menținute până în momentul adoptării unei noi directive. Regularizarea formală, prin urmare, cu reportul efectelor până la noul act, pentru a se evita crearea unui vid juridic. Având în vedere că ilegalitatea sau nevalabilitatea actului nu ține de fondul problemei, ci de forma sa. Pentru recursuri avem aceleași mecanisme cu ceea ce am spus, excepția la excepție. Aceste mecanisme, fie pentru trimiterea în interpretare sau valabilitate, nu au fost cu ușurință acceptate de către jurisdicțiile naționale. În special în Franța am avut o perioadă a războiului între jurisdicții, în special administrative și Curtea de Justiție, un război care a durat mai mulți ani. Curtea de Justiție vorbea despre compensații monetare în agricultură, jurisdicțiile naționale spuneau că așa ceva este nevalabil, s-a încercat evitarea retroactivității, dar jurisdicțiile naționale au susținut că nu au solicitat nimic curții europene. Și nu trebuia ca această curte să reacționeze la niște întrebări pe care jurisdicțiile naționale nu le-au pus niciodată. Nu era vorba despre un ratio decidendi, adică reacția Curții de Justiție nu a apărut la niște întrebări pe care jurisdicțiile naționale le-ar fi pus. Curtea a spus că asta făcea parte din decizia însăși. Un act este sau nu este valabil. Și de aici a apărut conflictul până în momentul unei concluzii celebre. Un judecător francez de la Curtea de Justiție, domnul Bonichon, a conchis într-o cauză în fața Consiliului de Stat francez că
trebuia să ne punem în conformitate cu exigențele Curții de Justiție și în felul acesta s-a rezolvat problema. Și mai avem contenciosul taxelor românești. Aceasta este o ilustrare a rezistenței jurisdicțiilor naționale. Dar voi termina printr-un punct foarte scurt, vorbind despre limitarea în timp, trebuie să adăugăm și posibilitatea recunoscută de către Curtea de Justiție de a limita în timp efectele deciziilor, fără ca Curtea de Justiție să pronunțe această limitare când este vorba despre hotărârile prejudiciale. Curtea de Justiție pronunță o hotărâre pe care judecătorul național socotește că nu trebuie să o aplice decât dacă efectul este diferit. Avem afacerea Aloniteruaron din 2012. S-a ajuns la anularea unei părți a directivei cu privire la mediu transpusă în Belgia, dacă Consiliul de Stat hotăra să anuleze retroactiv, se ajungea la o lipsă totală a protecției mediului. Iar Curtea de Justiție a preferat să nu creeze un vid juridic, făcând să dispară norme care protejau mediul. Era preferabil să se mențină aplicarea provizorie a unor norme ilegale până la adoptarea altor norme, ca să se evite apariția unui vid juridic care ar fi fost efectul logic al anulării normelor considerate ilegale. Deci Curtea de Justiție a limitat în timp aceste decizii în anulare, hotărâri în anulare. Asta se află și la originea unui contencios existent în Franța, la Paris. Este recent. S-a decis transpunerea acestei jurisprudențe a Curții de Justiție pentru a se evita o ruptură în condițiile de aplicare a directivei în ce privește copyright-ul în materie de noi tehnologii. Și avem această posibilitate a Consiliului de Stat de a limita în timp efectele unui text contrar directivei și a spus textul acesta rămâne valabil până la adoptarea unui nou text. Și judecătorul a spus că textul este contrar Uniunii Europene, textul Uniunii Europene, dar spune judecătorul național, pe mine nu mă interesează acest lucru. Și ce facem într-o asemenea situație? Și judecătorul național anulează, prin urmare, o decizie contrară. Deci, se aplică hotărârea Uniunii Europene. Dar v-am spus, acestea sunt încă probleme foarte vii, foarte fierbinți, care încă nu au fost rezolvate pe deplin. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această expunere excelentă. Sunt convinsă că anumite aspecte vor fi dezbătute în a doua parte. Acestea fiind spuse, dau cuvântul doamnei profesoare Camelia Toader să ne vorbească despre libertățile și limitările judecătorului român în interpretarea și aplicarea hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene. Vă dau cuvântul.
Voi încerca să mă limitez la cele 5 minute care ne rămân până la pauza de la prânz. Aș vrea întâi să-mi exprim durerea pe care am resimțit-o ca și veche studentă, fostă studentă, dar și colegă a colegului nostru care a plecat prea curând dintre noi, domnul profesor Ciobanu. În ceea ce privește tema care mi-a fost atribuită, v-aș ruga să remarcați că mi-am permis să schimb puțin dreptul, să schimb un pic subiectul, pentru că nu mai sunt judecător național de ceva vreme ca să vă vorbesc din perspectiva unui judecător român, așa cum apărea în titlu, dar ceea ce vreau să vă propun în ceea ce privește interpretarea și aplicarea deciziilor CJUE, libertăți și constrângeri, voi vorbi mai degrabă pornind de la perspectiva dreptului Uniunii Europene decât de la perspectiva judecătorului român. Pe de altă parte, ambivalența dreptului și a ramurilor sale este adesea invocată, lucru care a fost teoretizat în doctrina constrângerilor juridice. La fel, libertățile și limitările sunt adesea descrise ca două forțe care se resping reciproc. Vorbim deci de două noțiuni, libertăți și limitări, care merg adesea împreună. Este un lucru pe care îl regăsim și în doctrină, unde există un concept interesant, cooperarea impusă. Și dacă vorbim despre ceea ce noi de la Curtea Europeană de Justiție numim dialog între judecători, de la judecător la judecător, de fapt, se poate cumva subsuma acestei noțiuni de cooperare forțată. Hotărârile CJUE, așa cum vedem în articolul 204 de la TFUE, au forță executorie și au autoritatea lucrului interpretat. Și dacă există căi multiple de drept prin care se permite sesizarea curții de justiție, recursul în anulare, în carență, în indemnizații, Curtea Europeană analizează încălcarea principiului subsidiarității, ceea ce înseamnă că trimiterea preliminară este singura cale pe care o poate folosi conform articolului 19 aliniatul 3 și articolul 267 din TFUE. M-am gândit să-mi structurez intervenția din această dimineață în două părți. Prima parte, între libertăți și constrângeri, distinția între interpretare și aplicare, încercând deci să mă poziționez ca domnul profesor Vlad Constantinescu, să înțeleg deci să vorbesc din punctul de vedere al unui judecător național, nu neapărat un judecător român. Și a doua componentă a intervenției mele
trimiterea preliminară poate fi văzut ca un mecanism de abilitare? Iată întrebarea la care aș dori să răspund. Libertăți și constrângeri. Există constrângerea timpului care nu-mi permite să dezvolt această temă care mi-a fost propusă de către profesorii francezi prezenți aici. Dar trebuie să distingem, în primul rând, între interpretare și aplicare. Și încercăm să revenim la tradiția jurisprudenței pe modelul common law. În trecere, aș vrea să vă reamintesc că hotărârea Silfid, de unde rezultă că obligația din articolul 4 în articolul fost 100, actualmente 267 din DFUE, că vorbim de hotărâri care nu sunt susceptibile la un recurs intern și că acest articol are limite, și anume limitele a ceea ce privește actul clar. Și pentru a mă pregăti pentru această conferință, am analizat jurisprudența recentă a curții și am găsit o aplicare destul de interesantă. De fapt, o actualizare, dacă doriți să-i spunem așa. O hotărâre din 9 septembrie 2015, pronunțată de Camera a doua, ca urmare a unei trimiteri preliminare din partea unei instanțe din Portugalia, Ferreira ...1642 este numărul acestei hotărâri. Este vorba de noțiunea de sediu pentru a menține dreptul de muncă al lucrătorilor în cazul transferului unei întreprinderi, însă litigiul principal privea un recurs în reparație împotriva statului portughez. Era vorba de 97 de solicitanți, de reclamanți împotriva statului portughez, cerând reparații ca urmare a unei decizii definitive a unui tribunal suprem. Tribunalul Suprem al Portugaliei, stat membru UE, care se pronunțase pe fond. Era vorba de foști lucrători ai unei întreprinderi care a dat faliment și întrebarea era, aveau sau nu dreptul să fie reintegrați într-o întreprindere care a fost creată ulterior falimentului primei întreprinderi. Era vorba deci de un litigiu privind dreptul muncii și Tribunalul Suprem mai întâi a refuzat să adreseze curții de justiție o întrebare preliminară, o trimitere preliminară, bazându-se pe teoria actului clar, spunând este suficientă jurisprudență a curții de justiție în această privință, și anume ce înseamnă transferul între întreprinderi și dreptul lucrătorilor, și a refuzat să facă o trimitere preliminară și a dat o hotărâre împotriva intereselor acestor vechi, foști lucrători. Ne aflăm deci într-un litigiu privind reparații bănești. Jurisdicția portugheză a pus trei întrebări curții. În primul rând, fondul interpretării a noțiunii de lucrător și de transfer între întreprinderi, și celelalte două întrebări erau următoarele. Priveau interpretarea a
articolului 267, și anume, care sunt constrângerile jurisdicțiilor, instanțelor naționale. A treia întrebare privea hotărârea Köbler și posibila sa aplicare. Vă recomand să citiți această speță, este foarte interesantă. Interpretând articolul 3 din articolul 267, aliniatul 3 din 267, curtea a reținut că o instanță unde nu mai există instanță de recurs, este obligată să facă o cerere preliminară, să adreseze o cerere preliminară Curții Europene de Justiție privind transferul lucrătorilor, marcată pe de o parte de hotărâri divergente a instanțelor inferioare, care interpretează această noțiune, și de dificultăți de interpretare recurente a acestor noțiuni în diversele state membre. Deci, acesta este un aspect nou. Ce vedem aici? În hotărârea de a refuza de a trimite o cerere preliminară, judecătorul național a ignorat faptul că instanțele inferioare a statului membru a Portugaliei avuseseră o poziție absolut diferită privind interpretarea transferului lucrătorilor. Deci, pe de o parte, există un conflict la nivelul jurisprudenței interne a unui stat membru și, pe de altă parte, sunt diferențe între statele membre privind interpretarea acestei noțiuni a transferului lucrătorilor. Și pentru a unifica într-un fel aceste diferențe și jurisprudența statelor membre, Curtea Europeană poate să recurgă la ordonanță de cercetare și să studieze situația din celelalte state membre, nu doar din statul de unde a provenit o întrebare. Și răspunsul la cea de-a treia întrebare ne-a făcut să înțelegem că dreptul Uniunii se opune legislației portugheze, de exemplu, care, pentru a răspunde cererii de despăgubiri monetare cerută conform aplicării incorrecte a dreptului Uniunii Europene de către o instanță supremă, se dispune anularea acelei hotărâri, ceea ce, din punct de vedere a dreptului național, a procedurilor interne, era imposibil. De fapt, vorbim despre lipsa efectului util. Încă un aspect. Până la urmă, avem toată ziua la dispoziție. Vreau doar să deschid un pic discuția înainte de pauză și sunt gata să răspund întrebărilor dumneavoastră privind hotărârile mai mult sau mai puțin recente. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi. Cred că înainte de pauză putem să facem 5 minute o sesiune de întrebări și răspunsuri. Dacă din sală sunt întrebări, vă rugăm, nu ezitați să le puneți. Nu? Nu sunt întrebări? Atunci o să luăm pauză și în a doua parte a conferinței o să ne concentrăm pe jurisprudență și acolo cred că putem să dezbatem pe diverse chestiuni.
Până la 11:30 avem pauză, după care reluăm.